Bă, stai nebuni, am găsit un tank în pădure abandonat. Băi, adevărat, bă. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou ATV vlog. Suntem aici cu Iosif, cu Linhaiul și cu Adi, cu TGB-ul. O să urcăm pe aici. Bă, vrei să o luăm pe acolo? Păi mai ușor? Păi da, dar să nu fie noroi rău. Ha? Ha? Cum vrei? Hai să vedem dacă urcă Iosif. Eu nu i-am mai dat greu, că sunt singur. Mamă, câte frunze sunt pe aici. Merge fără probleme. Hai cu Lihaiu! Uitați ce derapează, e plin de frunze și s-a uscat rău. Bă, dar ai 4x4? Nu, am urcat. De ce? Am ai urcat cu spatele? Da. Pua, te droghezi. Păi ai derapat tot drumul. Hai că am preluat eu ștafeta, sunt primul. Uitați câte frunze sunt. Mă disperă. Wow. Hai mă că urcă ușor așa. Am văzut că v-a plăcut foarte mult ultimele două părți din ATV vlog, când ne-am băgat în oroi acolo. V-am spus, m-aș fi băgat și eu, dar mă făceam ca porcul. Ăsta a fost motivul care n-am vrut să mă bag, pentru că mă udam tot și nu prea aveam chef, pentru că mai era mult de mers până ajungeam acasă. Dar aș fi încercat oricum, nu cred că treceam, dar puteam să încerc. Și dacă vă place acest clip, nu uitați să rupeți butonul de like, să facem cât mai multe like-uri. Așa m-a motivat și pe mine să postez mult mai des. Și nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram, să ne strângem și acolo cât mai mulți, pentru că suntem cam puțini. Postez mereu de pe... Opa! Oh, sambap! Am vrut să nu o iau, am dat cu janta, dar n-are nimic. Am urcat. L-a decuplat? Dar de ce oare? E prea multă forță. Poate, nu știu, dar acum merge? Păi eu am urcat foarte bine cu ea acolo, adică n-am avut niciodată să... Dar vezi că tot sare, 4x4. Înseamnă că e ceva acolo. Păi ai înainte? Cum vrei? A? Drift mode. Mamă, îmi place să merg în picioare pe ATV de mor când e singur. Am zis să profităm de vremea asta superbă, cât mai e cald și frumos, să mai facem un ATV vlog. Hai mă, că a trecut fără probleme. Sincer, abia aștept să vină și iarna într-un fel, pentru că e un anotimp super mișto și e fain să te dai cu ATV-ul. Dar ce nu-mi plac două chestii iarna, pentru că îngheț foarte, foarte rău, stau prost la capitolul ăsta. Abia aștept să-mi pun mânerile încălzite și accelerația. Și ce nu-mi place, că nu prea putem face trasee de-astea în pădure lungi. Vă dați seama, iarna n-ai cum, când ninge de
2 metri, 3 aici. E aiurea. Trebuie să opresc să fac și un Insta Story. Să pun și o poză cu ATV-ul. Că pun mereu poze de pe traseu. Așa că să mă urmăriți acolo. O să urmeze în curând și un giveaway pe Instagram. Așa că stați pe aproape. Păi, cred că am făcut cu ATV-ul de când i-am făcut atunci schimbul de ulei. Să mă uit un pic. Da, am făcut vreo 600 și ceva de kilometri. Trebuie să dau comandă de ulei și filtru ca să-l schimb. Și aș vrea să știu voi la câți kilometri schimbați ulei în ATV-urile voastre. Lăsați-mi jos în comentarii și scrieți CF Moto 520 1500 de kilometri, CF Moto 450 500 de kilometri, gen intervalul de schimb. Sunt curios, fiecare să scrie acolo. Mamă, ce-i dă nebunul ăsta? Wow. Rupe TGB-ul, TGB-ul, cum vreți să-i spuneți. Nu prea mai avem plăcuțe niciunul dintre noi care am ieșit ultima oară. Ce face ăsta, mă? Stai pe partea aia! Nu mă, dă-i! Ușor! Merge, mă, ești nebun! O, ți-ai luat încălțări, a? Ți-ai luat încălțări! Ha! Mamă, i-a tras una în fund. Oameni inconștienți, domne, ce să le ceri? Mamă, dar zici că sunt pe zăpadă, uite cum face, ești nebun. Deci n-ai niciun control pe frunzele astea. O, ce-i dă Iosif cu Linhai-ul? Linhai Power! Apropo, și vreau să vă spun încă ceva. Pentru că toți l-ați tâmpit pe corbul la cap să-și ia ATV. Ce credeți, o să-și ia ATV? O să mergem să cumpărăm ATV în curând, așa că fiți pe fază, o să urmeze un vlog când mergem să-l cumpărăm. Este ceva, o să fie ceva mișto, așa că stați pe aproape și oricum sigur o să-și ia ATV. O să facem toți niște ATV vloguri super, super mișto. A activat și Adi modul de drift. Mamă, uite-l, frate. Oi, să-mi bag picioarele cât a... Tălbă pe Adi. Wow. A ajuns pe munte. Aolea, nu mai spor praful ăsta, să ieșim din praful ăsta odată. Păi eu n-am fost niciodată. Eu n-am fost niciodată. Hai că deja nu mai știu pe unde să o luăm. Mamă. Pe unde, mă? Pe acolo? Pe acolo! Uite-l, bă, nebunul ăsta pe unde a luat.
Eu n-am fost niciodată pe aici. Ho! Bă! Sau merge pe aici așa? Și o ia pe unde... Ho, să... Bă, vino să vă ții! Ai văzut cum alunecă? Să mai încercăm o dată. Eu vreau să urc aici. Să-mi bap cer. Mamă, nu văd nimic. Da, nu? Puuu! Astea ambreiaj. Vezi aici? Hai că am reușit să urcăm pe acolo până la urmă. Stăm 2 minute. Hai. Că nu mai pot. Era să mă răstor. Mă disperă lada asta cum se aude, frate. Nu știu ce să-i fac. Trebuie să-i pun niște garnituri ceva. Că tronca ne de bine sau pai cu flexul. Da, uite, asta a fost tăiat de cineva. Na 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 na. Ia ia yo. Dă-i greu, Gogule. Na 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 na. Ia ia yo. Unde dracu am ieșit mă aici? Am venit aici și a... Pe unde? Cred că e mai bine pe aici, nu? Acolo, pe acolo am luat, mai în spate să vedem. Hai mă, întoarce, bă! Pe aici? Te ajut? Bă!
Te ajut! Stai să-l dup! Ha? Nu știu! Ui, să-mi bag! Dar du-te mai așa, că te-ai dus prost! Ai auzit? Bă, te-ai dus prost, mă! Dă-te, mă, ia dă-te! Păi nu-i dau, dar... Nu, stai așa, că vreau să-l pun mai drept! Stai așa! E greu? Nu, nu cred. Ia. Ha? Ia. Dă-mi bine. Nu cred că. Ba da, mă. Era? Cred că. Da. Oh. Mi-e teamă că... Dă-l recu să-l ia, mă. Pe acolo? Păi nu mă, pune vino și stai și tu aici. Hai. Ține tu în față, bă, că îmi fuge fața. Ce să stii? Acolo. E ușor, mă, ăsta. Gata, mă, nu te descurci de aici? Ești nebun, mă. Te răstor pe recu. Crezi că ești cu bicicleta? E ușor, mă, linhaiul ăla. Ce-aia, mă, merge fără probleme. Gata, bă, băieți, am trecut și de aici. Wow! Mamă, mamă. Uite că aici. Wow! Hai, samba. Haideți că am mai înaintat vreo 20 de minute, așa am mers. Deci am mai făcut ceva kilometri. Am mai oprit un pic GoPro ca să-mi țină bateria. Cred că o să ieșim undeva în Predeal sau după Predeal, spre Brașov încolo. Dar nu știu, o să vedem unde ieșim. Trebuie să ieșim noi undeva. Ce bă, m-am băgat în motocirul ăsta. Uite aici! Mamă, uitați ce motocirul era aici, ești nebun? Bă, acum văd, TGB-ul are și etrierii roșii. De o fabrică. Da, uite, încă o măcirlă aici. Mamă, stai aici că-ți capcane, să mă bată mama dacă nu. Dă-i, mă, că nu se răstoarnă, nu mai ține piciorul.
pe mijloc, bă. Ai auzit? Da, stai. Mamă. Nu, stai, stai. Hai că merge. Era și o mică baltă cu noroi acolo. Ha, în fundul lor. Mamă, ce noroi aici. Băi, ești prost, ce-i ăsta, mă, în față? Bă! Mamă, un tank. Bă, sunteți nebuni, am găsit un tank în pădure abandonat. Mamă, ce e aici? Bă, sunteți nebuni. Eu vreau să mă duc lângă el, frate. Bă, așa ceva. Doamne. Bă, ești nebun? Fa. Bă, e tevărat, bă. E ceva aici? Alo? Bă, cât de tare e. Bă, sunteți nebuni. Ia să vedem ce e aici. Uite, frate, ce e aici. Bă, mă bag aici. Ia mă ce e aici. Da. Nu? Cred. Nu știu ce să zic. Aoleu, ce... Ia uitați tancul aici, uitați ce am găsit. Haideți să vi-l arăt un pic. Uite pe aici, un pușcau. Mamă, ce e aici înăuntru? Bă, vezi o să-l tragă cineva cu ăștia. E 4x4, piesă de muzeu asta, uitați. Stai să vi-l arăt și pe spate. Bă, deci nu-mi vine să cred că am găsit așa ceva în pădure, bă. Dați să facem 20.000 de like-uri la clipul ăsta. Ia uite-te tu ce e aici. Primul tank din România în pădure. Abandonat. Gata, băi, fraților, plecând de la tank de aici. Deci e super tare ce am găsit, așa ceva, deci nu-mi vine să crezi, jur. Plecăm să nu vină cineva aici. Să pățim alte probleme, cine știe. Hai să o luăm pe aici acum. Opa! Gata, băi, fraților, am ieșit și noi din pădure. Am ieșit undeva în predeal, cred. Am schimbat și bateria pentru că rămăsesem fără când am plecat de la tank.
Să vedem pe unde ieșim pe aici, chiar nu știu, nu știm unde suntem. Ministerul Apărării. Bă, cred că are legătură cu tancul pe aici, frate, e o bază militară ceva, ia uitați. Că e poligon, e ceva. E groasă. Și gata, voi fraților, cam asta a fost totul pe ziua de astăzi. O să ne băgăm din nou în pădure, o să o luăm pe la Gura de Ham, coborăm prin Bușteni. Acum ne ducem spre Brașov, teoretic. Putem să ne întoarcem pe DN1 prin Predeal, dar e super, super aglomerat, facem vreo 2 ore, așa că n-are rost să stăm în trafic. O luăm prin pădure și o să coborăm la Bușteni, pe acolo, pe la mine, o luăm pe altă parte, dar din păcate nu mai am baterie să filmez. Așa că dacă v-a plăcut acest clip cu tancul, nu uitați să apăsați butonul de like, să-mi dați un follow pe contul de Instagram și noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Hei, și până să închizi acest clip, nu uitați să te abonezi la canal dacă vrei să mai vezi clipuri de genul. Apasă și clopoțelul ca să fii notificat mereu când postez.